un reportaj super interesant făcut de Beatrice noastră. Poftiți! Neața băieții, mergem astăzi într-o plimbare la anticariatele din București să vedem ce mai cumpără românii, dar și ce mai găsesc. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am... Eu sunt colecționar dintotdeauna, eu și soțul meu. Și ne-am gândit în urmă cu câțiva ani, de ce nu, să transformăm totul într-o afacere. Câți ani le-ați strâns pe toate? Mulți ani, cel puțin 10 ani. Dar aproape în fiecare zi mergem și căutăm marfă. Mergem la clienți acasă, negociem cu ei, mergem în târguri de specialitate, desigur. Mergem la case de licitație, deci căutăm marfa aproape în fiecare zi. O faceți doar de drag sau reușiți totul să vă scoateți și economiile? O fac, da, că mi-este drag, îmi place ceea ce fac. Ce obiecte găsim la dumneavoastră? Puteți găsi statuete, tăvi, tăvițe din alamă, din alamă argintată, din alpaca. De asemenea, puteți găsi obiecte și din sticlă, lucrată manual, chiar și pictată, pahare argintate. Costă un set de pahare argintate? Din păcate nu le avem în set. Se găsesc foarte, foarte greu. Le avem la bucată, în jur de 60-70 de lei la bucată. Am câteva obiecte militare, câteva căști militare, baionete din primul război mondial, ca idee așa câteva, lanterne la fel, din aceeași perioadă. Sunt atât de multe. Este specializat în primul rând pe cărți și pe tablouri, în care sunt cu siguranță exemplare foarte valoroase. Chiar adineaur am văzut aici o carte din domeniul dreptului, care pare să fie din biblioteca regelui Carol. Și la asta mă uitam. De cât timp sunteți colecționar? De aproximativ 10 ani. 10 ani de zile. Cărți de secol 17, un Hristov Domnesc de secol 18, emis de domnitorul Ghica, 1763, dacă nu mă înșel, și cărți care, vă spuneam, sunt din perioada aceasta, din secol 17, perioada de început, 1600. Am pălării care sunt foarte frumoase din perioada interbelică, dar și după. Mai am într-adevăr obiecte de artizanat, dar acestea, deși fac parte din anticariat, sunt lucruri noi. Câți oameni vă calcă traviziți așa zilnic? Zilnic pot să fac o medie, poate 20, uneori și mai multe persoane, dar nu toți, desigur, nu toți cumpără. Pe toți românii mei.